Binecuvântată, Doamne, prea sfințită este Bună! Slavă Sfintei și Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, să până iată fără de lege. Să ne-l vrednică, milogitoare, către Domnul, bucură-te în învierea oamenilor, bucură-te temelia neîmpetită a creștinătății, bucură-te a fecioarul în ascultare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu, bucură-te ascultătoarea preoților cernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, de mare de nenorociri, la tine năzim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Thank you.
împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fericit la familie. Cum se pare pelerinajul anul acesta? Puțină lume, merge lejer, ordine și disciplină, cam atât. A fost frumos să fie multă lume ca în anii trecuți? Da, da, alt. Credeți că era periculos? Nu, de ce să fie periculos? Nu. Nu mai bine acum cu pandemia? Nu mai bine. Așa că, ca lumea. Sunteți primul pelerin, v-ați gândit că să fiți primul care... Nu, 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 nici n-am visat. Nu. A fost vreodată? Nu s-a întâmplat niciodată. Nu. Minuni! E bună organizarea. Foarte frig, dar rezistăm, nu avem cu drău. E ziua hramului, v-ați gândit că ajungeți să vă închinați la moaștele Sfintei chiar astăzi? Nu, n-aș fi crezut. Am fost de noapte de servici, am ieșit din tura de noapte și am zis, trebuie să ajung. Acum, n-am crezut. Am crezut că va fi foarte aglomerat, că n-am să rezist de după servici, că voi ceda, dar nu, nu. Va da putere. Se pare că da. Ce ați rugat-o? Se spune că astăzi puterile sale sunt mai mari. O, Doamne, sănătate și liniște să ne dea Dumnezeu și cu viața să ne ajute, să ne ocrotească. Ați mai ajuns vreodată la ratlă chiar pe 14 sau nu? Nu, pe 14 niciodată. Nu, nu, sunt din Iași, la Mitropolia am mai fost, dar pe 14 niciodată, azi e prima dată. Bucurați, deci. Da, da. Cum vi se pare situația anul acesta? Groaznică. Nu știu, în afară de dezinformare, un pic, situația e apăsătoare. Cred că o să cedăm până la urmă psihic, mai mult decât fizic, cred. Pentru că deja... Cu toții sunt cu capetele în pământ, nu ne mai uităm decât spre cer cu credință și atât. Credeți că era frumos, îi lasă și pe ceilalți, era periculos? Ar fi trebuit să fie două rânduri, unul de la, unul de la. Era normal așa, doar că lumea nu înțelege și se face busculade. Toată lumea venea încoace, ca și în alți ani de altfel. Da, am fugit. În aceste condiții, cât de importantă mai este rugăciunea în ziua de astăzi? Este foarte importantă. Credința o avem cu toții în sufletele noastre. Noi așa zicem. Este foarte importantă. Măcar credința să ne lase, adică ne poate lua tot, dar credința să ne lase. Vă doresc o zi minunată! Ați venit să vă închinați Sfintei chiar de ziua ei. Da, am venit chiar de ziua ei. Sunt din Iași de ați ani și n-am venit niciodată. E prima dată când vin acum. Și m-am simțit foarte bine. Da, am
am simțit așa o liniște, nu știu, m-am trezit de dimineață la 5 și am venit printre primii aici și am așteptat. Și îmi pare rău că n-am venit și în ceilalți ani. Da, asta e tot ce pot să spun. Sunt folositoare rugăciunile înălțate către Sfinți, către Sfânta Parascheva? Presupun că sunt folositoare, din moment ce atâta lume vrea să vină și atâta lume a venit în toți anii, sunt folos, bineînțeles. Astăzi v-ați rugat pentru ceva special? Da. M-am rugat pentru ceva special. Și aveți nădejde că rugăciunile vă vor fi ascultate? Cu siguranță, da. Veniți și v-ați închinat Sfintei Parascheva chiar de ziua ei. Da. Este o ocazie deosebită și de când sunt în Iași, cam 17 ani, încerc să ajung de ziua Sfintei sau în preajma zilei Sfintei. Nu știu, este un fel de cinstire. Mă simt ca acasă aici și sunt cu gândul la cei care nu au putut veni zilele acestea la Iași. Știu că este o durere pentru ei. Sper să reușească să recupereze această lipsă pe viitor, să fie aproape de noi. Ați înălțat o rugăciune și pentru ei? Da, să știți că da. La ei m-am gândit. Pentru că i-am văzut la poartă așteptând și le-am simțit durerea. Și simțeam că, de fapt, asta ne definește pe noi un buletin. Eu puteam să nu fiu acum aici. Pur și simplu, așa a rânduit Dumnezeu anul acesta să devin ieșanc oficial. Dar, nu, sunt cu gândul la ei și nu ne definește un buletin, ci sufletul cald care ne apropie de Sfânta. Cât de importantă mai este rugăciunea în ziua de astăzi, credința în Dumnezeu? Depinde de fiecare, pentru că dacă asta este ființa ta intimă, dacă asta este ceea ce îți dorești cu adevărat, să te apropii de Sfinți, de Dumnezeu prin rugăciune, atunci înalți acea rugăciune, dacă așa simți. Dacă nu simți, rămâi rece și indiferent. Depinde de sufletul fiecăruia, cum se percepe fiecare apropierea de divinitate. Astăzi v-ați rugat pentru ceva în mod special? Da, m-am rugat, într-adevăr. Este o rugăciune specială, cum vioasa o știe de multă vreme și sunt convinsă că se va concretiza. Să vă ajute cu vioasa și Dumnezeu. Mulțumesc frumos!